Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Dragilor, vă salut! Mă bucur că v-ați creat deja un obicei din a fi împreună la ora 4, pentru că da, este util să știm cum putem fi sănătoși, tineri și bineînțeles și frumoși, mulțumite specialiștilor care vin către noi cu mesaje importante. Eu sunt Consuela Bălașa și iar dacă vă oferim astăzi o ediție înregistrată, vă voi încuraja să ne scrieți întrebări, sugestii și opinii, pentru că doar așa putem veni în întâmpinarea nevoilor voastre. La dispoziție aveți live-ul de pe YouTube unde ne puteți lăsa comentarii, dar și telefonul 0733 004455, unde ne puteți scrie pe WhatsApp sau ne puteți suna ca să vă și auzim. În ultimii ani, activitățile specifice nutriției și dieteticii au dovedit o însemnătate ridicată, atât calitativ cât și cantitativ, populația din toate categoriile sociale, acordând un interes deosebit alimentației în general și alimentului în special. Promovarea prin toate mijloacele de comunicare a ideii unui stil de viață sănătos și a unei alimentații echilibrate a dus, pe de altă parte, și la apariția unui volum ridicat de informații, uneori dezorganizate sau fragmentate. Astăzi ne-am propus să vă prezentăm 4 studii recente din sfera nutriției și a stilului de viață. Câtă cafea avem voie să consumăm? Dacă mâncăm repede, avem șanse mai mari să dezvoltăm boli metabolice? Dacă mâncăm seara târziu, cresc radical șansele de a deveni supraponderali sau obezi? Aparent, lăsatul de fumat îngrașă. Ce spun specialiștii însă? Care sunt efectele pe termen scurt, dar și lung, al energizantelor? Cu ce le putem înlocui? Băgăm toate aceste întrebări sub lupă cu medicul Andrei Panaite. Te salut și mă bucur tare mult să fim împreună iar. Te salut și eu pe tine. Mă bucur să dezbatem astăzi niște subiecte, zic eu, cel puțin la fel de interesante față de cele de data trecută. Cu riscul de a deveni enervantă, stresantă pentru cei care ne urmăresc, vreau să te felicit și pe tine, pentru că în mediul online ești atât de activ, pentru că ne putem lua informații avizate de la voi și știu că este de complicat să-ți pregătești setup-ul pentru a înregistra fie și 30 secunde. Și îți mulțumesc foarte mult că tu faci posibil acest lucru și acorzi atenție acestei sfere, pentru că, da, sunt foarte mulți tineri, foarte mulți copii, foarte multe persoane tinere care caută răspunsuri și soluții și tu ești acolo și pentru ei. Da, așa este. Poate fi uneori 30 de secunde destul de mult. Eu pregătesc orice material video înainte cu text, cu documentație, pe studii, din experiențe, din experiența mea, din experiența cu pacienții și în felul ăsta îmi permit să vorbesc în fața camerei și simt că informația de calitate nu se termină niciodată. Din punctul meu de vedere, îmi place să dau informații valoroase, informații catchy, care se spune că nu te-ai fi așteptat dacă îți spun că X îngrașă sau că X nu îngrașă. Sau este doar un exemplu. Simt că pot să dau atât de multă informație și mă bucur când am și feedback în urma informațiilor și clipurilor pe care le postez. Asta apropo de cerința și a noastră de a ne scrie cei care ne urmăresc. Dragilor, feedback-ul este mai mult decât important, indiferent de platforma pe care ne aflăm, indiferent de specialistul care ne vorbește. Sigur, de preferat să fie un feedback constructiv, adică da, mi-a făcut bine, nu m-ați lămurit, răspundeți-mi și la întrebarea următoare. De preferat să limităm orice înseamnă jignire, injurie și mai departe, căci nu ajută pe nimeni, nici măcar pe voi. Astăzi avem pe masă 4 studii importante și o întrebare la fel de importantă. Vreau să începem cu acest consum de cafea, pentru că sunt foarte multe persoane care își încep ziua cu cafea. Le luăm acest tabiet, le limităm acest tabiet. Care este adevărul despre cafea? Pentru că oricum informațiile sunt diverse de la diversi specialiști. Adică specialiști în medicină, în sănătate, unii pot spune că este mai mult decât importantă și este recomandat 3-4 pe zi, alții vor spune că nu aduce nici măcar un beneficiu cafeaua și atunci mi-le încurajează să renunțăm la ea. Care este opinia ta, Andrei? În opinia mea ar fi să nu luăm acest tabiet frumos de altfel alor noștri oameni. Nu are doar efecte benefice asupra sănătății și stării de bine sau efectul energizant, ci se pune și problema efectului social. Te invit la o cafea. La cafele se pot discuta atâtea lucruri interesante, afaceri și nu intrăm în detalii. Din punctul meu de vedere, cafeaua este un produs, ca să o luăm așa mai la general,
care nu ar trebui să lipsească neapărat din siesta așa de dimineață. Există discuții de genul că o cafea ar trebui consumată după o oră după ce ne trezim. Din punct de vedere al faptului că noi avem un hormon, se numește cortizol, care are un pic de secreție, un pic, adică un vârf de secreție atunci când ne trezim și cumva energia de dimineață va fi, în urma acelei secreții de cortizol. Este indicat să bem după o oră după ce ne trezim, pentru că secreția se va disipa un pic. Atunci putem să venim și cu cafeaua și da, are efect energizant. Ne-am dorit să consumăm cafeaua italienilor, așa cum vine ea de la espresor. Din păcate, pentru noi nu mai consumăm atât de simplă și adăugăm de la lapte de toate modelele până la siropuri foarte dulci. Vreau să te întreb, ce se întâmplă cu această combinație de sirop foarte dulce cu cafea? Vom avea un boost și mai mare de energie, pentru că știm că și zahărul aduce energie? Așa este, vom avea un boost în plus de energie. Eu beau cafea, de exemplu, espresso scurt, chiar și 3 pe zi. Am avut puține zile și cu 4. Ideea este următoare, că tot vorbim de studii, da? Citind studii, majoritatea studiilor, că sunt mai multe, cafeaua este un aliment super discutat în lume, studiile spun așa, avem voie să consumăm maxim 360 sau 380 de miligrame de cofeină într-o zi, dacă nu avem și alte probleme de sănătate, în special cardiace. Cu alte cuvinte, dacă ești sănătos tun, ai voie să bei până la cam 4-5 cafele într-o zi. Aici nu intră în discuție faptul că, virgulă, cafeaua te poate energiza și dacă bei o cafea seara, îți va lua pofta de somn. Asta este altă discuție. Însă, da, avem voie să consumăm până la 4-5 cafele pe zi. Dacă spuneai de zahărul adăugat, de tot felul de siropuri, acestea conțin, în primul rând, calorii și poate sta la baza unui proces de ce nu slăbesc. Multă lume am văzut că pune și mult lapte în cafea. 200 de mililitri de lapte are în jur de 120 și ceva de calorii. Deci făcând asta la 2 cafele pe zi, zilnic, iarăși poate sta la baza a de ce nu slăbesc. Dacă vorbim de energie, în principal cafeaua este, mie îmi place foarte mult cafeaua, sunt pasionat și beau cafea. În principal este vorba despre timpul de extracție a cofeinei. Un espresso scurt va avea mai puțină cofeină față de o cafea în care extracția s-a făcut într-un timp mai îndelungat. Despre asta este vorba când vorbim de cofeină. Oricine recomandă și medici, mulți medici am văzut că recomandă să bem cafea. Însă atunci când introducem și surplusuri de genul zahăr sau lapte, din punctul meu de vedere nu recomand ca să punem zahăr în cafea. Eu beau cafea fără zahăr de foarte mulți ani de zile. Țin minte din prima mea vacanță în Italia, efectiv m-am îndrăgostit de gustul cafelei pur, acel gust amar. Și mi-a plăcut de atunci. Deci, pe cât posibil ar fi bine să evităm să punem zahăr în cafea. Desigur, există și varianta cu un dulcitor artificial, eritritol și așa mai departe, zahăr de stevie și așa mai departe. Sunt mulți care spun, dacă nu îndulcesc, nici nu mai consum, că practic aș fi nebun să consum ceva amar care nu-mi produce neapărat plăcere pe limbă. Și cred că sunt mulți care s-ar lăsa de cafea dacă le-ai lua zahărul per se. Să știi că am observat gusturi diferite în cafele atunci când nu punem zahăr. O cafea mai de bună calitate și o cafea bio, din ce am observat eu, va avea un gust mai puțin amar. Deci invit pe cei care ne urmăresc să schimbe cafeaua, să schimbe producătorul cafelei sau brandul cafelei și să încerce să găsească o cafea pe placul lor. Nu va fi o cafea dulce, aceea fără zahăr, însă poate fi mai puțin amară. Sunt specialiști care spun că această cafea nu oferă neapărat energie, ci mai degrabă pune batista pe țambal, adică acoperă anumiți receptori care percep oboseala și practic ne facem un mare deserviciu. Care este opinia ta? În opinia mea, când vorbim despre cafea și energie, vorbim despre cofeină. Cofeina este un stimulant neuroadrenergic, adică stimulează receptorii noștri care ne activează sistemul simpatic, adică ne dă energie. Sunt copii, adolescenți, tineri care consumă foarte multă cafea. Vreau să te întreb ce face cafeaua pentru
creierul acestor oameni atât de mici? Atât de mici, la ce vârstă ne referim? Pentru că e un pic de relație. 14 ani. 14 ani. Din punctul meu de vedere, un copil, când vorbim de copii, nu vorbim de adolescent, când vorbim de copii, cafeaua, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe la o vârstă așa mică. Pentru că dacă ies să mă gândesc la efectele pe termen lung, apare rezistența la cofeină. Cumva bei o cafea, o cere și pe a doua și pe a treia și chestia asta poate nu ne-o dorim. Un copil de 14 ani, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să consume cofeină sau stimulente, vorbind de energizant, o să ajungem și cu discuția imediat la energizant sau tot felul de... Am văzut, sunt pe piață multe produse de genul care conțin aminoacizi, tot felul de stimulente. Din punctul meu de vedere, un copil ar trebui să-și procure energia dintr-un somn de calitate, din nutriție de calitate. Da. Avem alternative așadar mult mai sănătoase și mai naturale. Folosim unii dintre noi cafeaua pe post de laxativ. Vreau să te întreb dacă este o abordare sănătoasă a constipației. Poate fi o abordare, dacă mă întrebi pe mine, poate fi o abordare sănătoasă. Să știi că, virgulă, cafeaua sau cofeina nu are efect de a crește tensiunea, pentru că în același timp are și efect diuretic. De aceea se vorbește că atunci când consumăm o cafea, ne ducem la baie și folosim acest efect diuretic. Dacă vorbim de o constipație cronică, nu ar fi cea mai bună variantă să ne tratăm, în ghilimele spus, cu o cafea, ci mai degrabă mă gândesc la niște lipsuri din alimentație sau niște alimente, anume alimente în plus. Aici discuția poate deveni un pic mai profundă, este legată cel mai probabil de alimentație, dar nu este exclus să avem și alte afecțiuni de genul colon iritabil, care în asta se traduce. În constipație. Sunt afecțiuni cronice care nu ar trebui să ne lase să consumăm cafea? Da, sunt afecțiuni. În general, afecțiunile care limitează, la care trebuie să limităm aportul de cofeină, sunt cele din sfera cardiovasculară. Când vorbim de hipertensiune, când vorbim de tot felul de afecțiuni ale inimii ce țin din apanajul aritmiilor, când vorbim de afecțiuni de genul hipertensiune, când vorbim de diferite cardiomiopatii dilatative sau hipertrofice. Deci, hai să facem un rezumat. În general, afecțiunile din sfera cardiovasculară, da, atenție la consumul de cofeină. Asta înseamnă că îl limite sau îl exclud? Aș zice mai degrabă să limităm consumul de cofeină. În principal, dacă vorbim de o afecțiune ce are legătură cu cofeina, care se va degrada în timp, este foarte simptomatic aceste afecțiuni pe care le-am spus mai devreme. Deci, da, atenție la consumul de cofeină. Sunt persoane care orice studiu ar citi și orice voce din sfera medicală ar auzi, ei spun, domne, cafeaua face parte din mine. Nu voi renunța la ea niciodată. Vreau să le punctăm beneficiile care consumă de cafea. Sunt mare băutor de cafea, deci beneficiu social ar fi acela, beneficiu de antioxidant, beneficiul de energizare, dar atenție să nu fie consumată după cam 2 după amiaza, ora 14, beneficiile acelea că putem obține o energie pe termen mai lung față de energizant, unde o să abordăm imediat și subiectul ăsta. Și dacă tot mi-ai tot ridicat mingea la filă pentru subiectul ăsta, deși era cumva pe ultimul subiect pe lista de astăzi, îl vom aborda acum pentru că ele sunt foarte bine legate. Întâlnim într-adevăr consumatori de energizante de toate vârstele, ceea ce mă panichează, mai ales că știu că este o lege care urmează a fi dată să limiteze accesul copiilor sub 18 ani la energizante. Poate la un moment dat se va vota și se va și instala, exact cum avem pentru alcool și tutun. Dacă aport această lege, înseamnă că deja este foarte bine cunoscut efectul devastator sau incredibil de important, negativ, pe care energizantele îl au. Care este tabloul corect? Cum ar trebui să mă uit la o doză de energizant? În primul și în primul rând, o doză de energizant, atenție când vorbim de o doză de energizant, atenție la
conținutul de cofeină și nu numai. Efectele energice ale unei doze de energizant se referă nu doar la conținutul de cofeină, ci și la conținutul de vitamine de tip B din complexul B, uh-huh, și la conținutul de taurină și la conținutul de zahăr. Ei, toate aceste patru sunt stimulente, care dacă le punem în același recipient, obținem energizantele despre care vorbim. Nu mă deranjează în mod special doar conținutul de cofeină, care nu este foarte, foarte ridicat, adică nu-ți imagina că un energizant conține 6-7 cafele, nu, uh-huh, la nivel de conținut de cofeină, ci se datorează și faptului că în structura lui, în doză, găsim și un complex de mai multe stimulente, cum ce mai devreme, taurină, vitamine din complexul B și zahăr. Zahărul combinat cu cofeina din energizant ne oferă energie pe termen scurt. Uh-huh. Atenție! Recent am postat pe social media videoclipuri de genul că dacă bem un energizant, ne va oferi energie. Nu este exclus. Da, ne vom simți energici, însă pe termen scurt, datorită zahărului. Pentru că ce face zahărul? Ne face un spike glicemic. În două ore jumate, două ore, cam așa, glicemia va reveni la normal și senzația de energie va dispărea, din păcate. Două ore sau 2,5 ore reprezintă o energie obținută pe termen scurt. Uh-huh. În schimb, dacă e să vorbim de alternative mai sănătoase și cu energie mai pe termen lung, m-aș gândi în primul și în primul rând la o cafea neagră. M-aș gândi la un ceai negru, care are destul de multă cofeină și nu doar despre asta este vorba, ci și despre faptul că energia procurată va fi pe termen mai lung. Știm că atunci când ne apropiem de sesiune sau de perioada mai aglomerată la serviciu, unde am livrat un proiect amplu, complicat, în termen foarte scurt, atunci am nevoie de tot felul de stimulente care să mă țină în primul rând treaz și apoi și focusat. Mă ajută să-mi păstrez mintea limpede și concentrată un energizant sau o cafea? Da, răspunsul este da, dar dacă vorbim despre sesiune, am terminat medicina, mi-ai trezit așa niște amintiri foarte plăcute. Dacă vorbim de concentrare, mai degrabă m-aș duce pe suplimente, nu cofeină și energizant, dacă mă întreb pe mine, pe suplimente de genul ginkgo biloba sau lecitină, care luate pe termen lung, am probat eu asta, chiar obțin niște efecte de concentrare, de învățare, de abilitatea asta care va fi îmbunătățită. Pe termen lung înseamnă că nu încep să iau acum când a început sesiunea, înseamnă că ar trebui să iau în urmă cu o lună, astfel încât ea deja să începe să apară în organism. Cam 3-6 săptămâni este perioada cu care ar trebui să luăm înaintea unei perioade mai aglomerate. Poate nu vorbim doar de sesiune, despre o perioadă mai aglomerată la muncă, în care avem nevoie de susținere. Ce le putem spune copiilor și adolescenților care consumă cu atât de mult entuziasm băuturi energizante? Pentru că dacă aportă această lege, înseamnă că s-a observat un consum destul de crescut în rândul acestor tineri. Ok, copii, adolescenți, nu mai beți energizante și cafea. Asta pot să le spun. Hai să ne gândim să avem un pic mai multă răbdare. Într-adevăr, ne oferă și o stare de euforie, de energie, dar pe termen scurt. Însă, efectele, poate cele scapă adolescenților și tinerilor, sunt efectele pe termen lung. Uh-huh. Pentru că aceste stimulente, nu este o greșeală dacă, nu mă înțelege greșit, nu este o greșeală dacă luăm o dată pe lună un energizant sau o dată la câteva luni un energizant. Asta nu este o greșeală. Este o greșeală în momentul în când consumăm un energizant o dată la câteva zile. Da, acolo vorbim despre o greșeală, vorbim despre efecte care apar pe termen lung. Efecte de genul hipertensiune arterială și multe dintre afecțiunile cardiovasculare. Am un prieten foarte simpatic, care mi este foarte drag, și în urma unei vacanțe la un văr, prin Spania, cred că se întâmpla, au avut o seară din aceasta cu băieți în care au consumat foarte multe energizante. Le-a plăcut atât de tare experiența când au vrut să o repete și seara următoare și seara următoare. S-a întors simpaticul meu în țară după vreo 2-3 săptămâni în care nu reușea să mai adoarmă. Și atunci a început să consume alte pilule
primite de la medic pentru a reuși să aibă un ciclu de somn sănătos și potrivit pentru a-l susține în activitatea pe care îl are. Surpriza este că au trecut acolo de atunci niște ani și surpriza neplăcută este că el continuă să folosească aceste pastile pentru că nu reușește să se mai echilibreze. Vreau să te întreb, este un caz izolat, particular sau se întâmplă frecvent ca acest consum sever de energizante să ne perturbe efectiv ciclul circadian? Nu este o excepție. Uh-huh. Într-adevăr, se întâmplă și pot să vin și eu cu exemple, la fel ca tine, exact, exemplu identic. Vorbim despre echilibru. Uh-huh. Eu sunt de părere, ca nutriționist, ca medic, ca prieten, ca orice, echilibru este cheia. Uh-huh. Înslăbit în energizare, în cofeină, în energizante, în ce mâncăm, în cum ne mișcăm, să fie o stare de spirit, echilibru. Mâncăm orice, facem orice, bem și noi energizant și eu mai beau un energizant, nu vreau să mint pe absolut nimeni, dar cred că ultimul l-am băut acum 3-4 luni de zile, cred că eram în concediu sau nu mai știu. Deci, iată că asta nu este o greșeală, însă dacă beau un energizant zilnic sau unul la câteva zile, da, este o greșeală atunci. Cum putem să reparăm această insomnie, că despre insomnie putem așa? Putem să facem o cură de câteva săptămâni, aș zice eu, în care să nu mai consumăm stimulente și să ne focusăm pe un somn de calitate și ziua să fim activ. În momentul când ziua suntem activ și nu stăm toată ziua în pat la televizor, ne trezim de vreme, era o vorbă, dacă te vede soarele de dimineață, vei fi seara obosit și o să ai dorința de a dormi. Într-adevăr, așa este. Este important să fim activi ziua și noaptea să dormim. Atenție, să nu confundăm aceste perioade. Sunt ancestrale, aș putea spune, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Noaptea să dormim și ziua să fim activi. Mi-a plăcut foarte mult acest sfat. Obosiți-vă cât mai mult în timpul zilei ca să vă asigurați necesarul organismului, organismul să ceară să-l trimiteți la somn. Da, stăm destul de mult în pat și stăm destul de mult în fața ecranelor și noi știm că și lumina albastră are un efect negativ asupra somnului. Asupra luminii albastre, da, atenție la utilizarea oricărui tip de ecran, a becurilor din cameră. Se pune problema secreției de melatonină. Melatonina este un hormon care, atunci când se secretă, se sintetizează mai mult, ne ia somnă. Însă, melatonina nu se mai secretă, nu se mai sintetizează ca să ne inducă somnul atunci când utilizăm ecrane înainte de a dormi. Sau ne uităm la film, ne uităm la telefon sau în cameră nu este întuneric. Pentru că pe retina noastră există niște receptori care atunci când sunt, în ghilimele spus, iritați cu lumină, melatonina nu se va secreta. Prin urmare, somnul nu se va induce. Este o mare diferență între a te pune în pat și a fi obosit și ai dorința de a dormi și între a doua categorie, să te pui în pat și tu vrei să dormi, dar să nu poți să dormi. Atenție la secreția melatoninei, atenție la utilizarea ecranelor. Stingeți becul, adoptați perdele blackout, sunt mai mult decât magice și acea lumină de veche de foarte multe ori să știți că nu are atât de multe beneficii, așa că vă încurajăm și o scoateți din priză și să vedem ulterior cum ne odihnim. Așteptăm și feedback după ce veți încerca ceea ce Andrei ne-a spus acum. Vom lua o foarte scurtă pauză, dar vom reveni în platou pentru că avem nevoie de soluții sănătoase, de a obține energie și de a vedea ce facem cu mesele acestea. Mâncăm mai lent pentru că nu vrem să ne stricăm metabolismul, mâncăm mai devreme pentru că nu vrem să ne îngrășăm, cât de reale sunt. Rămâneți cu noi pentru că revenim imediat.